Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru dânsa. Cinstiți miri, dragi nași și nuntași, iată-ne într-o zi de mare bucurie și sărbătoare, că cei doi tineri, Ciprian și Ancuța, au primit de la Dumnezeu binecuvântarea ca să locuiască împreună, să fie împreună. Asta este un lucru foarte important și demn de apreciat. Faptul că au venit în fața Sfântului Altar și nu s-au mulțumit doar cu hârtia aceea de la primărie, certificatul acela care oricând poate fi anulat dacă cineva se supără, ei au dorit să vină în casa lui Dumnezeu și aici să primească binecuvântarea, să primească puterea, înțelepciunea, ajutorul și dragostea lor să sporească una unul pentru celălalt.